Bună ziua, dragi prieteni din Gemeni, haideți să facem horoscopul pentru luna iunie. Să vedem ce pot eu să văd pentru dumneavoastră. Așa. Văd că faceți eforturi să treceți peste ceva greu pentru a realiza o schimbare în bine. Nu mai rezistați, sunteți la o limită, aveți discuții multe, certuri, renovați ceva după mulți ani de zile. Distrugeți ceva, să construiți ceva nou, vă mutați, se poate. Aveți noroc în dragoste după o problemă, apoi se va împlini ceva ce până acum nu vi s-a împlinit. Veți avea noi șanse după ce terminați ceva, veți avea noi șanse ca să vi se împlinească o dorință sau un vis al dumneavoastră. Aveți în minte, văd că drumul clar spre schimbare pe care o doriți, spre ceea ce aveți de făcut. Trebuie să treceți printr-un stadiu, poate de tristețe, pentru ca apoi să trăiți bucuria, da? Veți putea rezolva o problemă, ceva se termină, veți avea o viață nouă, un viitor necunoscut. Sau aveți ceva interzis, dar totuși veți face ceea ce aveți interzis. Nu puteți rezista. Aveți multă speranță, dar și multe dificultăți. Trebuie să depuneți mult efort pentru a împlini ceea ce doriți dumneavoastră. Începeți proiecte, văd că puneți în practică ce doriți. Aveți noroc în ce începeți dumneavoastră. Trebuie să aveți răbdare cu partenerul sau partenera, să nu lăsați să treacă o șansă pentru că se va schimba situația. Trebuie să mergeți mai departe, să ieșiți din rutină. Și mai spun cărțile că ar trebui să vă bucurați mai mult de ce vă dă viața, deci de ce aveți în viața dumneavoastră. De ce vine nou în viața dumneavoastră să vă bucurați mai mult. Bun. Apoi, din cauza că văd că veți primi o recompensă, poate economia o văd stabilă, dar deși o să aveți și ceva cheltuieli neprevăzute pentru o schimbare, vă gândiți să luați legătura cu o persoană la care vă gândiți, un nou contract între parteneri de afaceri sau un nou contract de serviciu. Se vor realiza legături, poate legături cu... Veți termina o legătură cu cineva, o afacere, o relație, o căsătorie și apoi veți face alta sau veți lua, veți forma altă relație cu altcineva. Armonia parcă se pierde din relația dumneavoastră. Vă gândiți foarte mult la casă, sunteți acasă foarte mult, unii dintre dumneavoastră, probabil că din cauza că veți ieși din serviciul dumneavoastră, visați foarte mult la o nouă viață, la ceva nou în viața dumneavoastră, aveți sănătate, protecție, ceva probleme cu hârtii, văd pentru unele persoane cu birocrație, dar și ceva hârtii pe care nu le aveți pentru a vă realiza visele. Aceste hârtii vă pun obstacole, pentru unii, da? Și încercați, văd că, să treceți peste niște probleme. Da? Apoi, văd că aveți niște idei foarte clare. Da? Pentru a obține da? Pentru a obține încrederea și sinceritatea celorlalți. Și aceste idei pe care le aveți dumneavoastră vă vor ajuta să dumneavoastră încercați cu ideile pe care le aveți să obțineți armonie în toate
ariile vieții dumneavoastră. Dar pentru asta aveți nevoie de o transformare. Deci mi-a și aici moartea și aici moartea. Deci pentru ca să vă realizați ideile pe care le doriți, trebuie să vă transformați radical. Să faceți multe sacrificii, poate să vă separați de cineva, poate să semnați unele contracte cu prioritate pe care nu ați dori să le semnați, poate să faceți niște afaceri cu niște persoane pe care nu vă plac. Vreți promoții, vreți ceva, vreți afaceri, dar tot timpul stați și vă gândiți, oare este bine să fac așa, oare este bine să fac altfel, da? Pentru că parcă într-o întreprindere acolo veți suferi foarte multe pierderi. Poate că din cauza unor contracte doriți un dar de bani, doriți o mărire de salar, venituri mai mari, dar încă nu se acomodează toate piesele și toate circumstanțele pentru ca dumneavoastră să reușiți așa ceva. Poate unii dintre dumneavoastră divorțează, se mută în altă parte, dar de aceea sunt magicianul aici, arată că totul va fi bine. Iarăși ursul de aici arată că aveți toate posibilitățile să vă atingeți obiectivele, să fiți un câștigător. Da? În scurt timp veți avea beneficiile pozitive în toate aspectele vieții pe care le doriți dumneavoastră. Dar văd că veți face foarte multe schimbări cei din Gemeni acum, în luna iunie. Unii vă schimbați căsătoria, unii vă schimbați casa, unii văd că sunteți pe drumul cel bun spre victorie, dar totuși vreți să plecați de undeva și să mergeți spre alt vis pe care îl aveți dumneavoastră. Cei care nu aveți serviciu veți obține un contract de muncă, dar nu vă veți mai întoarce unde ați lucrat. Văd că aveți foarte multe, foarte multe alterații, nervii, certuri cu familia dumneavoastră, persoane în jurul dumneavoastră care nu au foarte bune gânduri, nu au intenții bune, da? Dar apoi se vor consolida aceste relații. Văd că încercați dumneavoastră, veți încerca să fiți mai protectori, mai afectuoși, da? Dar și familia, pe de o parte, unii membri vor fi, sau pentru unele persoane, familia va fi foarte, foarte afectuoasă și protectoare, foarte multă armonie. Dar văd și o persoană care poate veni în casa dumneavoastră. Această persoană are intenții bune, deși dumneavoastră nu vă place această persoană. Ea are intenții bune sau el, da? Văd că vă chinuiți pentru o relație cu cineva, dar parcă acea persoană este foarte, se crede foarte, cum să spun, că poate să facă orice și nu prea vă dă importanță, poate. Și atunci vă simțiți foarte, foarte nervoși, foarte supărați unii dintre dumneavoastră. Dacă sunteți în pereche, parcă nu comunicați foarte bine, este un moment de criză, dar se poate să fie și un divorț, da? Poate părăsiți casa. Veți găsi în serviciu pe cineva cu care veți petrece momente foarte frumoase dacă sunteți singuri. Și cei singuri văd că
Vă place viața pe care o aveți dumneavoastră așa? Nu doriți să vă stabiliți? Nu doriți căsătorie unii? Văd că vreți să fiți singuri mai bine, dar văd că totuși unii veți face o schimbare, veți lăsa relele și singurătatea, da, în urmă și trecutul și veți visa și veți avea o altă persoană, cred. Și această persoană care vine în viața dumneavoastră este o persoană puternică, este o persoană cu care nu este o persoană materialistă, vreau să spun. Și dumneavoastră trebuie să aveți grijă, pentru că văd pe unii sau unele dintre dumneavoastră că materialismul vă poate aduce foarte multe neplăceri. Da? Apoi, văd că persoana cu care dumneavoastră veți fi sau sunteți, poate să aveți întâlniri cu acea persoană pe care o doriți dumneavoastră. Și parcă pe unii îi sprijină familia pentru a menține relație cu o anumită persoană sau vă susține pentru a forma relație cu o nouă persoană și a vă căsători. Stabilitate arată. Văd o relație perfectă pentru unii, da, din gemeni. Armonie și relație perfectă. Haideți să vedem un pic despre rune. Ce mi-a ieșit? Mi-a ieșit două rune care sunt bune. Deci, această rună, da, arată o pasiune foarte mare care, dacă nu sunteți atenți cu această persoană, puteți face o obsesie dintr-o pasiune, dintr-o iubire. Iubiți o persoană foarte mult și din această pasiune puteți face o obsesie care vă va distruge, spune această rună. Dar dacă aveți o pasiune pentru un anumit serviciu, pentru o anumită afacere, pentru un anumit, de exemplu, îmi place să cânt, muzică, da? Nu trebuie să fiți negativi, pentru că această rună spune că veți avea succes, da? Și multă creativitate. Poate lucrați pe internet, faceți o pagină sau unde veți fi foarte creativi, dar trebuie să fiți pozitivi, da? Pentru că asta nu se împlinește de pe o zi pe alta ce doriți dumneavoastră într-un proiect, da? Înțelegerea și iubirea revine într-o relație și veți merge mai departe. Poate ați avut probleme într-o relație. Runa următoare, ăsta a fost Cano, da, care înseamnă foc, da, pasiune. Eoaz înseamnă mișcare, progres, tranziție, transformare, o mare posibilitate de schimbare de orice fel. Poate fi schimbarea, poate fi schimbare de atitudine, o să vă comportați altfel cu persoana din jur sau cu o anumită persoană, schimbare de casă, direcție de afaceri, relații. Mai înseamnă iarăși că veți avea un progres continuu, o creștere sau dezvoltați o nouă idee, o nouă afacere sau o nouă idee pentru afacerea pe care o aveți, multă mișcare, ce e vechi se reînnoiește. Apoi, și această carte este ca și moartea, ca și sicriul de aici, înseamnă tot sfârșit și început. Da? Viața ce a trăit-o până acum ar trebui să se schimbe pentru unele persoane. Poate veți suferi, veți pierde ceva sau pe cineva, dar trebuie să vă amintiți că este un proces neutru și trebuie să vă adaptați momentului, să fiți puternici. Și veți avea noi șanse după această pierdere. Deci, totuși, veți avea o schimbare iunie, eu așa zic, pentru dumneavoastră. Și sfatul îngerilor spune că tu câștigi tot ce este mai bun
Spune ca să atingi stelele, da, cu mintea ta, cu visele pe care le ai, să le spui la stele și așa. Și să nu faci compromisuri, de să nu faci nimic compromis cu nimeni sau cu nimic, da? Bun. Cam atât pentru cei din Gemeni. Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.